găsit la Turnul Sfatului TV. Invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este primarul interimar al Sibiului, Astrid Fodor. Mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc pentru invitație. O primă clarificare. Este, ai spus primar interimar, dar... Este foarte uzitată această denumire, primar interimar. Nu este însă, înțeleg, recunoscută în nicio lege. Nu. Deci se folosește titulatura de primar interimar, dar de fapt nu este corectă, pentru că eu sunt în continuare viceprimar și am preluat și atribuțiile primarului. Ok, deci sunteți viceprimar cu atribuții de... Exact. Și de primar. Exact. Și de primar. Și de primar, pentru că mi-au rămas și vechile atribuții. Exact. O să ne întoarcem pe parcurs la acest subiect. Aș vrea însă să discutăm despre alegerea lui Klaus Iohannis. Este un om alături de care v-ați aflat, ia câtă, ani de zile și prin alegerea căruia sunteți pusă astăzi într-o situație la care probabil nu vă gândeați până în urmă cu ceva vreme. Cum ați primit alegerea sa? Este o istorie un pic mai lungă, dacă avem timp o detaliază. Bineînțeles că la început am avut sentimente mai egoiste, să le spun așa simplu. Nu puteam să-mi imaginez Sibiu, nu puteam să-mi imaginez primăria fără Klaus Iohannis. Era o emblemă a orașului și cum să pierdem noi această emblemă. Însă, punând în balanță, știam că funcția de președinte îi se potrivește ca o mănușă, aduce toate calitățile necesare, realizând ce se petrece în jur, nu mai puteam suporta, eu, în acel puțin, mocirla în care ne învârteam. Asta cum se întâmplă? Când și-a anunțat candidatura sau înainte? Când deja era vorba că se duce vicepremier, da? Deci când am sesizat că domnul Iohannis are alt destin. Eu cred în destin și mi-am dat seama că destinul lui de fapt va fi în altă parte. Și toată discuțiile astea fără rosterile, vocabularul care... Eu nu eram obișnuită cu astfel de... La noi nu se practică în primăria Sibiu. Atunci am renunțat a mai mă concentra pe domnul primar aici la Sibiu și m-am decis să-l susțin cu toate forțele mele, cu ceea ce puteam eu face, să ajungă președinte. A fost vreun moment, poate între turul 1 și turul 2, în care ați crezut că nu va ajunge? Sau v-ați bucurat că rămâne Sibiu? Deja am trecut de faza aceea, v-am spus, am trecut de faza aceea, dar am avut o... Ce m-a ajutat să trec din faza aceea a fost o discuție chiar cu domnul primar. Și eu am realizat că eu pot să-l ajut pe domnul primar în singur fel, prin faptul că iau grijile primăriei. Altceva ce puteam eu să fac, da? Domnul primar trebuia degrevat de grijile primăriei și în momentul ăla m-am concentrat și m-am focusat pe primăria Sibiu, să nu existe derapaje, să nu fie motive de a invoca nu știu ce, care după aceea îi se aduc tot domnului primar ca în cârcă. Și am avut... Haideți să vă spun, v-am spus înainte ceva, eu cred în destin. Eu la un moment dat am avut convingerea că indiferent ce se întâmplă, ce vor face unii și alții, cu câtă mizerie, cu câtă minciună, cu tot ce aruncă în el, va ajunge președintele României. Deci am făcut abstracție de tot ce se petrece, da? Și am zis nu, destinul lui să ajungă președintele României. Spuneți-mi juridic, a fost o chestiune discutată, probabil s-a și răspuns la ea, dar cred că e o bună ocazie să o clarificăm din nou. Juridic, domnul primar Iohannis, până la momentul actual, mă rog, nu actual, până la momentul demisiei, juridic în raport cu primăria, cum era? Într-un concediu fără plată în perioada aceea? Da. Sau cum a fost? Deci, domnul primar a fost în concediu fără plată. O perioadă a avut concediul lui legal, a fost în concediu fără plată și eu de la începutul lunii iunie, când s-a schimbat legislația, domnul primar mi-a delegat mie atributul de ordonator principal de credite. Deci, când te uiți așa pe site-ul primăriei, vezi ce atribuții ai, dar cea mai importantă este cea de ordonator principal de credite. Aia înseamnă că poți semnezi orice document care a primăriei, da? Deci, orice document juridic, începând de la plată până la contract, mi-a delegat o din data de 3 iunie. Ceea ce pentru mine a fost o... V-a încărcat foarte mult? Psihic sau... Nu m-a încărcat psihic pentru că am fost onorată că a avut încredere în mine. De fapt, încrederea asta domnul primar a avut-o de la bun început când am ajuns pe funcția de viceprimar. Eu oricum am avut delegat atribuții de semnare până la 1.000.000 de lei pe operațiune, ceea ce este o valoare foarte mare, nu se întâmplase până când am ajuns eu la primăria Sibiu și eram deja obișnuită. Da. Perioada asta pentru dumneavoastră poate fi luată ca un exercițiu
pentru un viitor mandat plin, ales de oameni, sau doar o perioadă de interimat spre altceva? Deocamdată este o perioadă de interimat. Perioada de exercițiu cred că deja s-a terminat. I-am făcut exerciții multe. Deci sunteți pregătite pentru a candida? Din punct de vedere a ce înseamnă administrația locală, ce înseamnă primăria Sibiu, cu siguranță. Bun, ce ar urma pentru ca un astfel de anunț să poată fi făcut? Un anunț cu privire la o posibilă candidatură a doamnei Astrid Fodor. E necesară o discuție în forum? E necesar un vot în forum? O discuție în forum a avut loc, dar noi, conducerea forumului va face public ceea ce s-a discutat în momentul când se vor organiza alegeri. Uh-huh. Când se va ști data alegerilor, nu are rost. Am mai discutat, știți că am un principiu, nu punem niciodată căruța în fața boilor. Uh-huh. Așteptăm anunțul privind alegerile și după aceea și forumul va face o declarație. Același principiu se aplică și în cazul viceprimarului ce va fi ales din rândul consilierilor locali? Cu siguranță, da. Dar va avea loc acest proces. Consider că e absolut necesar. Uh-huh. Da? Deci primăria Sibiu este o primărie cu un buget mare, cu proiecte mari și importante și să funcționez în doi viceprimari este de fapt o soluție de avare. Uh-huh. Da? Și noi trebuie să intrăm într-o situație cât de cât, nu e chiar normală, dar există această posibilitate legală ca un consilier să preieie atribuțiile unui viceprimar sau poate o parte din atribuțiile uh-huh. care le-a avut primarul să împart după aceea din nou atribuțiile. Având în vedere că vorbim de o majoritate FDGR, este cel mai probabil, îndrăznesc eu să spun, ca acel consilier cu atribuții de viceprimar, acel viceprimar interimar, dacă vreți, să fie FDGR, nu? Da, mi se pare normal și este, okay. De fapt, este o continuitate. Noi așa am început acest mandat. Așa a fost decizia luată pentru acest mandat și așa vrem să-l încheiem până în 2016. Bun, în interiorul forumului s-a discutat subiectul, înțeleg? Într-un cerc mai restrâns. Pe persoană fizică, nu pe... Pe persoană fizică, da. Ok, înțeleg că există un nucleu politic care știe da. Ce ar dori să exact. Se întâmple. Exact, există un nucleu politic. E posibil ca lucrurile astea să se întâmple la ședința din 18 decembrie? Ar fi de dorit să se întâmple la... Se va întâmpla probabil la ședința din 18 pentru că dacă totul merge conform graficelor, ar trebui să fie organizate alegeri la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, dacă se vor organiza. Dar sunt două luni intense, da? Sunt lunile în care vom trece la aprobarea bugetului, sunt lunile în care vom semna contracte foarte importante privind lucrările care se vor desfășura în municipiul Sibiu. Și ianuarie și februarie, de fapt și decembrie, este o lună foarte grea la primăria. Credeți că se vor organiza alegeri, ținând cont că până la alegerile normale ar fi o durată de un an jumate? Acum, Sibiu un caz special să organizeze alegeri parțiale? Nu știu dacă guvernul ne tratează, nu ne-a tratat pe noi încetă ca un caz special. Da? Că atunci ar fi fost... Uneori nici măcar ca pe un caz normal nu ne-a tratat. Așa. Dar... normal ar fi să se organizeze alegeri pentru că după mine este perioada asta de interimat, ar fi bine să se încheie și să ajungă un primar ales. Da? Dumneavoastră aveți nevoie de mandatul ăsta, nu știu, oficial din partea cetățeanului, deși acolo ați ajuns în urma unui vot. Da. Dar pe listă. Nu cred că nu pot să-mi îndeplinesc, că ceva m-ar împiedica ca eu la momentul să zic, păi știți, n-am putut face treaba asta pentru că nu am fost aleasă. Nu, asta este o scuză pentru cei care nu vor să facă sau. Uh-huh. Eu această scuză nu o voi invoca niciodată, că n-am nicio opreliște legală să acționez ca un primar. Da? Deci, uh-huh. eu Dar de moralmente... fapt trebuie... Moralmente mi-ar conveni. Corect. Da? Adică mi-ar... Vot... Și nouă, forumul Corect. Mi-ar conveni să fie un vot din partea cetățenilor, dar impedimente legale pentru a ne exercita atribuțiile nu există. Ne puteți spune, ca să încheiem capitolul cu viitorul viceprimar, ne puteți spune dacă va fi bărbat sau femeie? Acum, sau această întrebare ați mai spus odată cuiva legat de primar da. Și vreau să repet același răspuns. O să aflați în timp okay. util. Toată lumea, din momentul în care Klaus Iohannis a ajuns președintele României, toată lumea face efortul să găsească în memoria amintiri cu domnia sa. Majoritatea sunt legate de punctualitate. Și de... majoritatea plăcute. Și, evident, majoritatea plăcute. La fel cum asistăm acum la un val mare de oameni care brusc l-au votat pe Klaus Iohannis, dar poate nu e atât de important. Și să un mai val mare care subliniază prietenia da, intensă exact, care exact. E o legat și exact. Care este indestructibilă. Sunteți un om care ați lucrat cu Klaus Iohannis foarte multă vreme.
dincolo de aceste lucruri, de punctualitatea sa, de seriozitatea sa, sunt altele care vă vin în minte în momentul în care vorbim de Klaus Iohannis? Din punctul, ce a fost important în colaborarea mea cu domnul Klaus Iohannis a fost, din prima zi când m-am dus la primărie, am avut o discuție în care mi-a spus, doamna Fodor, eu dacă deleg, deleg. Eu nu o să vă întreb pe dumneavoastră cum merge activitatea în sectoarele care le coordonați, oricând puteți să vă aștept cu plăcere să discutăm despre ele, inițiativele vă aparțin, dar nu așteptați să intervin eu, că dacă eu intervin, atunci intervin că am informații că anumite lucruri nu merg bine. Vreau să vă spun că în cei 6 ani și ceva niciodată n-a fost nevoie să intervină, dar eu mi-am și făcut un anumit stil de a lucra cu domnul primar. Îl informam cu regularitate despre ceea ce se petrece în sectorul meu de activitate. Uh-huh. Nu cu toate copilăriile, da? Exact. Așa. Dar cu... Și niciodată cu prea multe probleme. Nu mă duceam cu o listă întreagă de 10 probleme, pentru că, în general, un om... Nici eu n-am răbdare să ascult 5 puncte când cineva vine și mi le prezintă. Mă duceam punctual cu 2-3 probleme, deci domnul primar știa în permanență ce se întâmplă în serviciile care le erau mie subordonate și era o modalitate foarte bună de lucru. Deci, pentru un conducător să nu știe să delege sau să delege numai de formă, este cel mai mare defect a unui... Trebuie să știi să lucrezi în echipă, să ai încredere în echipa ta. Și domnul primar mai avea ceva. Dacă vedea că știi să tragi, te încărca. Te încărca, da, da. Nu te menaja, să știți. Niciodată nu am fost între persoanele menajate. Și nu sunt singura. Și alte colege din primărie au fost în aceeași măsură. Dar toată lumea zice că este așa, e bine. Și este absolut normal, pentru că scoate din tine tot ce poți da. Până la limita maximă. Până la limita maximă. Credeți că... Se vor avea loc schimbări în echipa de la primărie? În ce sens? Oameni care vor fi înlocuiți, oameni care vor să plece, oameni care vor să vină? Acum, de oameni care vor fi înlocuiți, eu nu aș vorbi. Eu una nu văd, nu consider că e necesar să fie înlocuit nimeni din echipa primăriei. Este o persoană care o apreciez eu foarte mult, dar care și-a exprimat dorința de a pleca deja din primăvara acestui an, cred că din luna mai sau așa. Înțeleg că e cineva din conducere. E cineva din conducerea primăriei, însă a avut o discuție cu domnul primar, care și-au căzut de acord să amâne plecarea până când se încheie procedurile de cerere și ofertă. Nu va pleca la București, dar... a fost o persoană foarte implicată, este o persoană foarte implicată, stătea tot până seara târziu, practic nu mai are nicio viață privată și crede și că a venit momentul să reducă un pic ritmul, dar eu personal mi-ar fi plăcut această persoană să rămână. Este o persoană de sex feminin, extraordinar de bine pregătită profesional și capabilă și eu regret, dar știam că va pleca. Okay, n-a fost o surpriză. Nu sunt locuri în care, odată preluate atribuțiile de primar, vă doriți alți oameni. Nu sunt locuri, pentru practic că... Practic ați lucrat cu ei. Am lucrat cu ei și șefii care au fost puși de domnul primar de-a lungul timpului au fost oricum trecuți prin filtrul domnului primar și vă spun că v-am spus un că filtru nu, bun. Un filtru bun. Când da, îi veți lua locul în biroul dânsului? Nu am vrut să iau locul până la organizarea alegerilor, dar în momentul când vin un alt viceprimar, este absolut normal că nu putem ședea în aceeași... Și atunci mă voi muta în biroul domnului primar. Schimbați ceva pe acolo sau? Nici nu-mi vine de... mă gândesc așa, nu știu cum, cu un pic de tristețe când mă gândesc la acel birou, când îl văd așa gol. Am intrat, ieri a trebuit să iau... Domnul primar mi-a predat, între altele, niște medalii care le dai cuiva cu merite deosebite și noi avem orașul înfrățit Marburg și este acolo un club a soroptimistelor care în fiecare an în decembrie vin cu ajutoare, să știți, chiar foarte multe care se distribuie în cartierele cu oameni mai nevoiași din Sibiu, prin grădinițe, prin orfelinate și
ieri era președinte acestei organizații în Sibiu și atunci m-am dus să iau astfel de medalie ca să-i omânesc și am făcut o scrisoare frumoasă de mulțumire. Am vorbit despre... Era așa de trist birou, fără. Am vorbit despre exercițiu pe care, iacătă, îl aveți de ani de zile și despre exercițiu în care sunteți acum implicată. V-aș întreba însă despre un altul, dacă va fi cazul, fiindcă spuneați să nu punem căruța înaintea boilor. Dumneavoastră, moralmente sau poate psihic, sunteți pregătită pentru o campanie electorală? Fiindcă vorbeam de mocirlă în începutul dialogului nostru de astăzi, sunteți pregătită pentru o campanie electorală? Mociroasă, așa, da. Probabil mociroasă, fiindcă... Ca la noi. Fiindcă prezentul ne-a dovedit asta. Da, sunt pregătită. Ușor nu este, pentru că normal. Fiecare om este afectat când vede că se... minciunile și dezinformările... Nu se poate să nu te afecteze, da? Deci este absolut normal că te afectează, dar voi face abstracție de ele dacă va fi cazul. Vreau să mă mai întreb legat de primărie. Știu că până acum acordați audiențe. Da. În momentul în care veți fi primar ales sau cu mandat, veți acorda audiențe? Da, cu siguranță. Este... Eu voi acorda audiențe, deși... Există și o altă practică. Dar vreau să vă spun că am susținut practica domnului primar de a nu... Veneau la noi și dacă erau probleme care nu le puteam rezolva și erau, în general, se vine cu probleme care oricum sunt aproape nerezolvabile, care sunt în afara legii sau oamenii își închipuie că un primar poate rezolva orice. Nu, un primar poate rezolva în limita atribuțiilor sale anumite probleme. În rest, nu poate interveni la alte instituții sau să facă ceva în afara legii. O chestiune legată... Da, eu voi continua. O chestiune legată de politică, dacă cumva în interiorul forumului, în contextul a ceea ce s-a întâmplat în plan politic, chiar național, s-a discutat în interiorul forumului despre schimbarea majorității la Consiliul Județean, fiindcă aveți puterea, fiind mulți membri FDGR în Consiliul Județean, aveți puterea de a răsturna niște lucruri în Consiliul Județean. Vă întreb, s-a mai discutat, poate după alegerile pentru președinția României, s-a mai discutat acest subiect? Nu s-a mai discutat. E o temă pentru dumneavoastră acum? Nu este o temă pentru noi acum, pentru că în măsura în care proiectele care se promovează sunt în interesul comunității, știți că noi, Forum, am avut tot mereu linia aceasta într-adevăr echidistantă. Da? Nu ne-am aliat nici cu unul, nici cu alții. În afară într-un mandat când am avut ce face. Încotro, da? Așa. Dar deocamdată nu s-a mai discutat acest aspect. Suntem pe final de an, vedem ce se întâmplă la București, ce discuții sunt cu privire la buget. O primă curiozitate apropo de buget este chiar asta. Cât de rău este afectat comunitatea locală, vorbim de Sibiu, dar probabil situația se multiplică peste tot în România, cât de rău este afectată o comunitate locală de întârzierile aprobării bugetului național? Noi, ca comunitatea noastră sibiană, este foarte afectată. Pentru că dumneavoastră știți că una din strategiile noastre este cultura și turismul, da? Și sportul. Noi avem agenda culturală și agenda sportivă. Sibiu, fără aceste două, este un oraș mort. Noi nu ne dorim un oraș mort, da? Ceea ce face din Sibiu, ceea ce este el acum, este această paletă fantastică de evenimente. Ei, noi de fiecare dată, acolo avem probleme foarte mari. Intrăm destul de târziu cu bugetul, intrăm după ce s-a aprobat bugetul, nu destul, chiar foarte târziu după ce s-a aprobat bugetul și de-abia atunci pot porni procedurile astfel încât cei operatorii culturali sau sportivi să-și depună proiectele. Sunt niște termene și acolo în lege foarte clare, care trebuie respectate și ne duce tot mereu cu agenda asta până și se lucrează într-un ritm infernal, pentru că ești pus dintr-o dată în situația, în general sunt 80, 90, 100 de proiecte numai pe agenda culturală care se selectează, de a încheia contracte și ele nu le trebuie fiecare act analizat, văzut, deci nu, este... Bun, și asta înseamnă că drept urmare a întârzierilor bugetare sunt luni de zile, probabil lunile de început ale anului, în care proiectele culturale sunt sub semnul întrebării. Primul eveniment care noi putem să-l organizăm este în anul trecut, a fost în aprilie, dacă vă aduceți aminte, Târgul de Paști. Cred că nu anul trecut, că suntem încă în 2014, anul acesta, da? Anul acesta a fost Târgul de Paști. Deci, absolut anormal. Să stai cu 4 luni, fără niciun fel de mișcare în oraș, nu e.
Ați văzut ce eu ce apreciez foarte mult, că operatorii și-au întins evenimentele și pe octombrie, și pe noiembrie, și pe decembrie. Dar ar fi firesc să și le aducă și în februarie. Dar nu le pot duce. Nu le pot. Și încă ceva ne lipsește, de asta este urma legislației, faptul că nu putem finanța proiecte multianuale. Uh-huh. Da? Că trebuie să se încheie proiectul la finele anului. Dacă ar exista această posibilitate cu proiecte uh-huh. multianuale, am putea să acoperim și ianuarie și februarie. Uh-huh. Dar așa suntem o perioadă de 3 luni moartă. Veți face vreo schimbare în cum se desfășoară acum viața culturală a Sibiului? Intenționați să intrați pe un alt trend? Aveți o altă optică? Nu. Nu. De fapt, alt trend am intrat deja de anul ăsta. Trendul legislativ în sensul, mai mult. Nu, nu. Deci și sumele care uh-huh. le-am alocat, nu voi diminua sumele alocate pentru cultură și pentru sport sub nicio formă. Trendul era cel de care noi l-am și susținut ca operatorii să vină cu activități culturale și în cartiere. A început de anul trecut și a fost un succes și cred că se va menține. În rest, sportul, ați văzut, finanțăm toate arele sportive, așa că nu avem ce să schimbăm. Doresc să meargă la fel de bine cum a mers în 2014. Eu cred că a fost un an cultural de excepție 2014. Spuneți-mi cum se încheie bugetar anul pentru Sibiu. Am realizat bugetul? Îl realizăm, mă rog, mai sunt da, mai foarte da, puțin. Da, da, sigur că da. Și avem ceva chiar în casări mai multe decât ne-am gândit că vom avea. Sunt convins că deși nu știm ce se va întâmpla cu bugetul național, nu știm ce se întâmplă cu bugetul județean există și toate fiind legat, sunt convins că aveți o proiecție, cum spunea și Alin, cu privire la bugetul pe anul viitor. În alocările de sume se schimbă ceva ca pondere? Nu știu, se vor duce poate mai mulți bani într-o parte, poate mai mulți bani în alta? Nu, cea mai mare parte se duce în continuare către investiții. Uh-huh. Investițiile, o mare parte se duc în reabilitarea străzilor. Uh-huh. La anul, în prima parte a anului vom semna contracte pentru 3 pachete mari de străzi, de fapt pentru 32 de străzi ale Sibiului care vor fi atacate. Bine, termen de execuție merg până la 36 de luni. Mm-hmm. Dar cele 32 de străzi sunt în 3 pachete, înțeleg? Sunt în 3 pachete, da? Cuprind cam toate zonele Sibiului? Nu, cuprind toate zonele Sibiului. Cuprind un pachet, cuprinde străzile calea, de pe adiacente cu Calea Dumbrăvii, uh-huh. Calea Poplăcii și către Gușteriți, către Turnișor. Sunt străzi din Gușterița, într-un pachet și celălalt Terezean și Vile Sibiului. Uh-huh. Dar noi am finalizat două lucrări care au fost mari și grele, și anume am reglementat juridic cartierul Dioda, uh-huh. numesc așa că toată lumea da. Îl cunoaște Dioda, și cartier, o parte din Mihai Viteazu, când vine pe Calea Dumbrăvii, partea stângă. Uh-huh. Din acest motiv, noi vom intra cu studiul de fezabilitate pentru reabilitarea acestor două cartiere și după ce avem indicatorii tehnico-economici aprobați, vom intra și cu proiectul tehnic și în 2016 ne vom apuca de cartierul Dioda și ce înseamnă reabilitarea cartierelor? Cartierul înseamnă străzile asfaltate, trotuare, borduri, locuri de parcare, zone verzi. Deci cam ce am făcut în Vasilea Ronda, uh-huh. în genul acela. 32 de străzi, că mă întorc la ele, 32 de străzi din bugetul public? Sau din bugetul public. Sume atrase? Bugetul. Și câte mai rămân, oare? Mai rămân. Străzi de pământ. De pământ. Nu pot să vă... Nu, dar e evident că din 2000 până acum procentul a scăzut, de la an la an. Dar mai rămân. Okay. Dar ne propunem, de asta le acordăm atâta intenție, da? Uh-huh. Cum zicea cineva, să facem cultura pe asfalt. Citez un consilier local. Sunt câteva lucrări foarte mari începute. Da. Eu vă întreb, din ceea ce vedeți acum, dacă suntem în grafice, știu că podul la Piața Cibin de-abia a început, dar... Podul la Piața Cibin are termen de final de execuție, sfârșitul martie 2016. Și eu una zic că lucrează foarte bine, sunt în grafic, lucrează serios, deci nu văd că ceva s-ar întâmpla. Este iar proiectul acela mare, viaductul de pe Cogălnicianu, uh-huh. care are termen final sfârșitul 2015 și ei sunt în grafic, uh-huh. așa că nu... Spuneți-mi, a ieșit din discuțiile administrației acel proiect mare cu privire la Piața Unirii? S-a discutat mult despre el, primarul a lansat câteva teme, a ieșit din discuțiile dumneavoastră momentan? Nu a ieșit din discuțiile administrației. Chiar săptămâna trecută a fost arhitecta șefa Sibiului împreună cu arhitecții care se ocupă de proiect la
Ministerul Culturii cu acest proiect. Bineînțeles, ni s-au dat niște teme de analiză, dacă într-adevăr este sustenabil ca noi să mutăm tot traficul în subteran, uh-huh, și suntem în faza de a reanaliza dacă se va putea, pentru că foarte mulți bani se vor bloca în acea direcție, uh-huh, și obiectivul de fapt principal este un nou teatru, uh-huh, și un centru de conferințe și nu cumva să afectăm obiectivul principal prin costurile mari a mutării traficului în subteran. Ok, înțeleg că oricum, dincolo de analize pe trafic și așa mai departe, ținta nou teatru rămâne, ținta centru de conferințe, bine, prioritatea este nou teatru și din punctul meu de vedere o țintă importantă este acel complex de agrement de care se mai discuta, uh-huh, la, da, ieșirea către Rășinar, da, uh-huh, îl vom aduce din nou, pentru acela vom să accesăm fonduri europene. Deci asta e ținta pentru nou împrumut? Nu, pentru fonduri europene. Ah. În fonduri europene sunt mai multe, noi avem, uh-huh, mai multe proiecte, dar, uh-huh, din punctul meu de vedere este prioritatea absolută pentru că lipsește în Sibiu. Da, este absolut necesar. E o investiție necesar. Destul de mare. Este o investiție mare, dar se pot accesa fonduri europene și atunci vreau să utilizăm această... Va continua politica împrumutului în primăria Sibiu? Este o politică foarte bună. Este o politică foarte bună. Rata de... Deci noi avem indicele nostru de îndatorare este foarte... și scade. Uh-huh. Și în momentul când va scădea, noi cred că vom începe în 2015 discuții privind un nou împrumut. Pentru? Pentru 2000. Tot pentru străzi, să știți, cele mai multe pentru străzile, cartierele care vor. Noi vrem să terminăm. Domnul primar a asigurat sibienii că vom face toate cartierele Sibiului, da? Le vom reabilita și asta nu este o simplă promisiune. Deci ați constatat că dacă ceva deci se promite, chiar dacă... Da, bineînțeles, chiar dacă primarul a plecat. Da, 100%, pentru că o consider o prioritate absolută. Uh-huh. Mă bucur că Vasile Aron, cred că fiecare poate constata ce frumos arată acum cartierul Vasile Aron. Bine, în limita ce poți face, că așa este arhitectura cartierului. Corect. În limita, da? La ce poți face, ce se poate face cu zona dincolo de Valea Săpunului? Zona Șelimbăr, de Deman, adică, care ține de Șelimbăr. Știți de ce? Aici fiindcă... întrebați pe alții. Știți de ce? Fiindcă... Foarte multă lume nu știe că acolo, da, e Șelimbăr. Foarte păcat că nu știe. Știu, eu văd în corespondențele care le primesc eu așa pe mail, unde sugerează niște idei legate acea zonă, nu este a noastră. Noi trebuie să ne limităm la teritoriul administrativ, da, al Sibiului. Însă sesizau o parte și dintre cei care ne privesc, sesizau că o parte dintre problemele născute ca urmare a felului în care se construiește dincolo de Valea Săpunului vor afecta Sibiu, bună oară. Mulți dintre cei care vor cumpăra apartamente în blocurile de dincolo de Valea Săpunului și care nu vor avea locuri de parcare sau care se vor confrunta cu aglomerații foarte mari în zona de Deman, își vor lăsa mașinile pe teritoriul municipiului Sibiu, în partea cealaltă, pe Rahovei, în zona Rahovei, că le va fi mult mai simplu. Și atunci s-ar putea, da, ca felul în care construiește șelimbărenii să ne afecteze mai cu devreme siguranță sau mai târziu pe noi. Cu siguranță. Vă aduceți probabil aminte că primarul Klaus Iohannis anunțase că ar fi bine ca, virgulă, comunități din preajma Sibiului, din imediata apropiere, să fie absorbite de municipalitate. Vă gândiți și noastră, într-un fel sau altul, știu, sunt multe chestiuni legislative acolo, vă gândiți și noastră la asta? Domnul primar Klaus Iohannis a abandonat această idee deja, pentru că a văzut reacția. Nu poți să absorbi pe nimeni, dacă cel cineva nu vrea. Da? Și atunci ar fi fost unul din cele mai importante proiecte pentru această zonă, dar nu se dorește. Da? Și atunci noi, ca administrație, nu putem influența acest proces. Să zicem, te iau cu japca. S-a terminat cu latul cu japca. Da. Ce veți face de sărbători? Veți fi în Sibiu? Da. Da, unde? Eu sunt în Sibiu. Eu n-am fost în concediu, deci eu am fost pe baricade de Nostov, așa că... Veți ieși în noaptea de Revelion, așa cum făcea primarul în funcție de până acum? Da, voi ieși în Piața Mare? Da, cu siguranță. Și m-aș bucura să fie cât mai mult sibien, pentru că eu cred că Revelionul într-o piață publică, nu știu, este extraordinar de antrenant. În alte țări vedeți că se practică. Cine va cânta? Va cânta Fun Factory, va cânta Nana... Știu că Măruță va fi moderatorul, dar fără maneliști, a fost o condiție, da? O condiție, da. O condiție sine qua non indiscutabilă. Extraordinar. Așa. Și mai sunt curioasă. Câteva, numai eu acum v-am dat două.
vorbiți cu președintele Klaus Iohannis despre ceea ce se întâmplă în Sibiu? Mai e un subiect de actualitate pentru domnia sa? Este. Da. Nu știu de ce mă întrebați așa ceva. Este normal să fie un subiect atât, da, domnul? Da, este președintele României, deci nu... Deci acum din alt punct de vedere, dar Sibiu este orașul lui natal, este orașul, cum i-a spus și iar domnia sa, în care el se întoarce când nu va mai fi președinte, deci acest oraș trebuie predat. Oare peste câți ani, doamnă? Peste 5 sau peste 10? Peste 10. Da. Domnul Por a spus la fel. Fără dar nici nu discut, peste 10. M-am spus, eu cred, în destin. Vă mulțumesc, doamnă, pentru prezență. Mulțumesc, Alin Bratu, pe curând la turnul satului TV.